Râsul bate muzica În industria muzicală din România există două meca. Una mai mititică și alta mai mare. Ambele se află în București. Și n-ai cum să porți patalamaua de mare artist fără să le bifezi pe amândouă ca sold out. Una e sala palatului și cealaltă e sala polivalentă. Între noi fie vorba cam decrepite și comuniste mecile noastre. Dar astea sunt, altele n-avem cu astea defilăm. Nu despre lipsa noastră de venus, care e cronică și acută în același timp, am de gând să vă povestesc azi. Nici despre conceptul de sold out, care, luat la bani mărunți, nu înseamnă aproape niciodată că s-au vândut toate biletele existente pentru un show. Ideea de bază pe care vă rog să o rețineți din această introducere prin păpuriș e că în industria muzicală din România, dacă e să fii mare e musai să umpli măcar sala palatului. Și că artiștilor de se încumetă să încerce, le țâțâie pipoțica de emoții pentru că nu e așa ce o să zică lumea. Dacă nu se umple. Există însă trei artiști români care au umplut sala palatului de două ori în două seri consecutive. Bine, de dragul zeului Cronos o să folosesc timpul cuvenit vor umple, pentru că show-ul lor are loc în 31 octombrie și în 1 noiembrie anul curent. Deși nu e taman greșită nici exprimarea la trecut, pentru că dacă vrei să-ți cumperi bilet la show-ul ăsta acum, cu 3 săptămâni înainte, ar trebui să bagi viteză, pentru că e în proporție de 87% vândut. Dar vândut pe bune. 7000 de bilete din 8120 de locuri, capacitatea maximă a două seri de sala Palatului. Acești trei artiști nu cântă. Sau poate cântă ei în duș, sau pe unde îi mai apucă. Dar nu pentru muzică s-a îmbulzit lumea să cumpere bilete. De zici că la sala palatului se dau bani gratis, ci ca să râdă. Numele celor trei artiști sunt Badea. Micuțu Bordea. Stand-up comedia a apărut în România pe vremea când muzica își dădea deja ifose de industrie. Artiștii cântăreți făceau bănet la greu din cântări prin cluburi și la zile de oraș, iar băieții ăștia abia își târâiau bașcheții prin câteva cluburi și puburi de prin țară și capitală. De partea muzicienilor erau trâmbițele de calibru mare, ale radiourilor, televiziunilor și restului presei. Comedianții aveau afișe și cam cât internet se pricepea fiecare să își adune. Care va să zică, dacă ai fi mers la o casă de pariuri să pui un bilet cum că în doar 10 ani stand-up comedy va deveni un business mai profitabil pentru cei ce-l fac decât industria muzicală, ai fi obținut probabil o cotă bunicică. Sunt sigur că și azi sunt mulți care sunt convinși că n-aș avea motive să-mi consider pariul câștigător. Dar hai să vedem totuși de ce s-ar putea să am dreptate. 1. Comunitățile lor sunt construite corect. Scriam la ultima analiză de YouTube de pe danfințescu.ro Că m-a surprins extrem de plăcut canalul celor de la Shatra Benz, Sick Music, prin relevanța imensă pe care o avea pentru propria comunitate. La fel sunt și mijloacele de promovare online pe care le au oamenii ăștia. Ei și-au cunoscut fanii în cârciumile unde îi făceau să râdă, unde stăteau la bere cu ei după aia. Creșterea organică a popularității lor a fost cât se poate de naturală, iar fanii lor îi iubesc pentru că îi cunosc și le recunosc sinceritatea. HBO-ul pentru Badea, Prima TV și acum antena pentru Micuțu, antena 1 pentru Bordea, ca și ProTV-ul pentru Vâncică și Bobonete sau Kiss FM pentru Sergiu și Andrei, sunt consecințe, nu cauze ale notorietăților. Ele au venit ca un rezultat al muncii depuse de fiecare din ei pentru propria imagine. 2. Stand-up comedy n-a fost niciodată moca. Dacă poți vedea cei mai mari artiști muzicali ai patriei noastre moca pe ele mai mari și mai mici scene, pe banii primăriei, ai vreunui berar sau cine știe ce altă corporație găsește de cuvință să-și răsplătească angajații, clienții sau să bage mâna în buzunarele spectatorilor în timp ce ei stau cu ochii ațintiți spre scenă, stand-up comedy e pe bilet. Vrei să râzi? Perfect! Bani înainte, frate! Și uite că românul a înțeles și stă cu mințel la coadă la bilet. Ba, chiar înțelege când îi se spune că nu mai are loc la primul show, ci trebuie să-l aștepte pe al doilea din seara aia. Da, da, pe al doilea. Pentru că de multe ori sunt atât de mulți oameni dornici să râdă, încât cluburile și puburile care cheamă stand-up au două show-uri pe seară. Adică se umplu de două ori cu oameni diferiți. 3 banii se împart în mai puține părți. La stand-up nu există casă de discuri, compozitor, textier, manager, producător. Pentru ea din prima ligă există impresar, dar nici măcar ăsta nu e obligatoriu să fie. La stand-up totul e one-man show, și pe scenă, și în culise. Chiar dacă se formează o gașcă de comedianți care împart anumite costuri administrative, se promovează împreună și au grijă să nu facă numerele pe aceleași teme, ei continuă să își scrie singur glumele, să își promoveze proiectul online, să își administreze propriul business. Cu alte cuvinte, pe partea economică, o vorbă uitată de a lui neagigi la Antena 1, oamenii ăștia au nevoie de mult mai puține resurse pentru a vinde cel puțin la fel de multe bilete ca un artist muzical consacrat. Cât de puține? Păi după ce mi-am pus întrebarea asta mie și n-am știut să răspund, m-am uitat pe afiș și am văzut acolo că e organizat de Sublime. Așa că l-am întrebat pe prietenul Cristi care mi-a dat un răspuns halucinant. Fără spoturi radio sau TV, fără print în ziar, foarte puțin media outdoor și 800 de lei pe Facebook Ads, ăsta e bugetul pentru a vinde 7000 de bilete la sala Palatului. Arătați-mi mie trei artiști din industria noastră muzicală care să atingă performanța asta, număr de bilete vândute versus buget de publicitate și eu promit că muncesc gratis pentru fiecare timp de un an. Nu-s hater, nu încerc să dau cu comedia în dinți muzicii. Singurul lucru pe care încerc să-l spun azi este, de fapt, același pe care l-am spus în zeci de articole pe parcursul ultimilor ani. O comunitate de fani construită corect, cu răbdare și cu sinceritate va ajunge să fie mult mai profitabilă decât orice rețetă bazată pe clasicul traseu, piesucă, clipuleț, radio, zilele călanului. Și pentru că industria muzicală de la noi are prea puține exemple în sensul ăsta încă, am zis să mă folosesc de unul dintr-o industrie diferită, dar care are drept esență un element la fel de universal precum muzica. Râsul și nu-i de râs, e de luat aminte. Mulțumesc frumos, evident că ne auzim din nou miercuri la un alt articol despre industria muzicală globală. Foarte multe articole despre industria muzicală găsiți pe danfințescu.ro Bye!